Deci trebuie să fie răspunsuri scurte și la obiect? Nu, nu știu cum ar trebui să răspund. Ha, nu sunt cu jucărul că nu-i. 1, 2, 3. Bună, mă numesc Cojocaru Camelia. Sunt student la USV, am lucrat un an ca freelancer. Mă numesc Ana Maria și sunt student în anul 4 la USV. Mă numesc Pamparo Costelu și Emanuel. Sunt student în anul 2 la calculatoare la Universitatea Ștefan cel Mare. Sunt student la USV în anul 3 la FIESC. Cel mai mult îmi place să mă joc pe calculator sau să citesc cărți. Cel mai mult îmi place să programez. Ce îmi place viteza. Ce îmi place cel mai mult, Doamne Dumnezeu. Cel mai mult îmi place să ies cu prietenii. Să învăț lucruri noi, să îmi depășesc limitele. Să merg pe munte, îmi place de asemenea să joc ping-pong. La început mi-a plăcut partea asta de jocuri video și un mic vis de-a meu este să devin developer de jocuri. Am ales industria software pentru că are o mare perspectivă în viitor. În acest domeniu mă văd lucrând pe viitor. Îmi place foarte mult să scriu cod. Am ales industria software pentru că este una dintre pasiunile mele. De nimic mi-a plăcut să creez lucruri de la zero. Am aplicat pentru un internship la Assist, deoarece mi se pare o oportunitate foarte mare pentru studenți. Am dorit să primesc niște experiențe dintr-o firmă reală. Foarte mulți colegi pe care am avut la facultate erau deja angajați aici. Sunt mai mult genul care învăț practic. Am vrut foarte mult să îmi dau seama cum se lucrează în producție. Este o experiență nouă să realizezi un proiect de la cap la coadă. Este un prim pas și unul foarte important în începutul carierei de programator. M-am pregătit de internship următoarele pe care le-am primit. Aveam o oarecare bază, știam cam cu ce se mănâncă tehnologia Android. Am făcut niște proiecte mai mici. M-am pregătit de internship vizionând tutoriale. Muncă și spirit și toate cele. M-am pregătit de internship și sufletește. Cred că cea mai mare provocarea mea este pur și simplu prima adaptare la mediul în care n-am fost obișnuită. Mentorul meu a fost unul extrem de prietenos. M-a ajutat mereu când am avut nevoie. Aveam foarte multe glume, mai ales când ținea de code review. A fost foarte deschisă în relația asta și ne-a învățat super multe lucruri foarte folositoare. Cred că au dat dovadă de multă responsabilitate și perseverență. Mentorul chiar m-a ajutat foarte mult atunci când aveam blocaje. Mentorii mei au fost foarte deschiși să mă ajute și mi-au răspuns prompt la orice întrebare am avut. Ne-au împins nu doar să apelăm la ajutorul lor, să apelăm întotdeauna la internet, la Google, la cei de lângă noi. Cel mai mult mi-a plăcut munca în echipă, deoarece mereu am avut cu cine să mă consult și dacă am rămas blocat la un anumit punct, cineva din afară mereu a avut o altă idee. Cel mai mult mi-a plăcut să văd rezultatul lucrurilor în echipă. Să comunic cu un flux de oameni cointeresați în același domeniu. Momentele în care aveam diferite challenge-uri și spre surprinderea mea, toată lumea râdea de toate erorile care ne apăreau. Cel mai mult mi-a plăcut echipa. Am avut o echipă super faină. Echipa. Am învățat mult mai bine ceea ce înseamnă dezvoltarea unui produs software. Am învățat să lucrez mai bine sub stres. Cum să aduc un produs de la început până la sfârșit. Să scriu cod mai bine decât știam. În momentul în care am venit la internship, eram practic la nivelul 0 în privința programării web. Însă, în câteva săptămâni am putut să învăț ceea ce poate n-aș fi putut învăța în ani. Am învățat efectiv cât de mult contează partea de backend pentru frontend, cât de mult contează partea de frontend pentru cei de pe backend și cum ar trebui să lucreze efectiv o aplicație de la zero, dar mai ales de modul în care se lucrează la o firmă. Bug-ul cel mai memorabil cred că este când am șters toată baza de date a băieților de pe backend. Cineva de la testing din greșeală o șters toată baza de date. Am crezut că a fost ok până cineva a strigat de pe partea cealaltă că băi, nu este nimic cu baza de date. Bug-ul memorabil nu știu să-l definez, doar știu că nici acum nu știu de ce face așa și cum l-a rezolvat. M-a surprins faptul că toată lumea este foarte primitoare, adică mă salutau oameni pe hol care nu i-am văzut în viața mea și eram salut, bună! M-a surprins faptul că mentorii, cu toate că aveau task-urile lor de rezolvat, tot mereu își găseau timp să mă ajute când aveam nevoie.
m-a surprins faptul că am stat foarte mult să rezolv anumite bug-uri care mai erau și practic aplicația noastră a fost terminată chiar în ziua prezentării, câteva ore înainte. Și semnătura a fost că a mers tot bine. Cea mai mare provocare a fost participarea la acest video? Cea mai mare provocare cred că a fost să mă acomodez cu mediul, deoarece este foarte diferit față de cum stăm noi la facultate. Cred că cea mai mare provocare a fost să învățăm o tehnologie nouă. Lucrând pentru prima dată la dezvoltarea unui produs software, practic. Cea mai mare provocare a fost să mă adaptez la tehnologia pe care am lucrat, având în vedere faptul că nu mai lucrasem deloc cu tehnologia respectivă. Recomand un internship la SIS pentru că este un mod de a învăța foarte ușor. Așa poți învăța lucrurile practic și le poți întipări mult mai bine. Oamenii de aici sunt foarte înțelegători și ei au pornit de la același nivel ca și noi și ei poate au făcut aceeași facultate ca noi. E o plăcere să fiu o parte a acestei familii. Oamenii sunt mereu deschiși să te învețe, atâta timp cât tu ești deschis să înveți. În primul rând să vezi cum se muncește cu adevărat într-o firmă și să-ți faci o idee dacă chiar vrei să mergi pe partea asta de software, de IT, de ce te pasionează. Pentru că este un pas foarte important pentru viitorul tău.